Chiar mama sa a lucrat în cadrul instituției pe vremea când regia se numea ICRAL. Mama mea a lucrat la ICRAL dinainte de 89 și până a ieșit la pensie. Iertați-mă, vorbeam la primărie, este o regie acum în subordinea Consiliului Local. Deci lucra în subordinea primăriei, spuneți. În subordinea Consiliului Local, da, generic vorbind, e același lucru. ICRAL-ul, departamentul care se ocupă de locuințe, sunt Constanța? Referent, da. Adică era chiar regia care se ocupa de aceste locuințe ANL, de repartizarea lor? Era regia unde se depuneau aceste acte. Iertați-mă, și... domnule. Deci da, mama dumneavoastră lucra la instituția unde se depuneau acte pentru locuințe ANL? Este... Haideți să vă spun. Deci, spuneți-mi. Exact, mama, poți să arunc eu prosopul, doamna Părinte. Aruncăm prosopul. Spusese și a insistat la un moment dat să depun această cerere. Depune că, uite, se depun mama și mea, poate, mama poate ai și tu la un moment dat noroc.